Suntem în anul 2020, iar în Dickinson, Texas, un grup de astronauți organizează o petrecere cu cei dragi pentru a sărbători faptul că vor pleca în curând în prima misiune pe Marte. Woody și soția lui, Terry, sunt fericiți că vor lucra împreună, în timp ce Phil încearcă să agațe orice femeie care îi acordă atenție. Luke încearcă să-și înveselească fiul, care nu este foarte fericit de faptul că tatăl său va pleca pentru atât de mult timp. Jim vine și el la petrecere, deși a întârziat puțin, iar el, Woody și Luke ajung să discute împreună despre misiune. Jim este de fapt cel mai priceput pilot din trei, iar misiunea pe Marte fusese inițiala lui, dar din cauza bolii soției sale a trebuit să întrerupă pregătirile pentru zbor, iar Luke a preluat conducerea. Luke se simte vinovat pentru că acesta fusese visul lui Jim, dar Jim le urează noroc. Când nimeni nu se uită, Jim lasă o urmă de picior pe cutia de nisip, imaginându-și că este pe Marte. 13 luni mai târziu, echipajul a aterizat pe Sidonia, Marte. Un robot cu telecomandă se plimbă pe planetă, colectând informații cu ajutorul camerei sale. Dintr-o dată, echipa zărește o misterioasă formațiune albă și strălucitoare la 16 km de locația lor, iar analizându-se constată că nu este cenușă vulcanică și seamănă mai degrabă cu gheața. După ce o raportează Stației Spațiale Internaționale, ei încep să investigheze. Între timp, la centrul de control al expediției pe Marte, Jim și restul echipajului urmăresc o transmisiune video de la echipa de pe Marte, auzindu-l pe Luke explicând că acest fenomen misterios ar putea fi o scurgere de apă subterană, ceea ce înseamnă că este posibil să fi găsit o modalitate de a se stabili pe planetă. Revenind la echipa de pe Marte, aceștia ajung la evenimentul anormal, când dintr-o dată încep să audă un sunet ciudat pe care îl confundă cu interferențele de la rover. Pe măsură ce se apropie de munte, astronauții pornez radarul, care arată prezența metalului sub întregul munte. Echipa decide să verifice din nou formațiunea, mărind puterea radarului, dar acum semnalul se întrerupe și se produce o tăcere totală, ceea ce îi lasă foarte confuzi. Dintr-o dată, un vârtej gigantic începe să se ridice în jurul muntelui, urmărindu-i pe astronauți ca și cum ar ști ce face. Vârtejul îi prinde pe astronauți în timp ce rocile zboară în aer, lovindu-se de oameni, în timp ce vârtejul aspiră totul în calea sa. Când vârtejul se potolește în cele din urmă, se descoperă că misteriosul munte este un chip umanoid uriaș. Ca urmare acestui incident, stația spațială detectează o explozie de energie extrem de puternică, iar echipajul se gândește pentru a decide ce trebuie să facă. Woody, Terry și Phil ajung și ei la stație și în timp ce li se povestește ce s-a întâmplat, un semnal vine din tabăra misiunii Mars One, ceea ce înseamnă că o parte din echipaj a supraviețuit până la urmă. Echipajul pornește apelul de urgență și găsește o înregistrare de la Luke, care descrie confuz ce s-a întâmplat cu echipajul său, explicând că este singurul supraviețuitor înainte ca transmisia să se încheie brusc. Se pare că incidentul a scos din funcțiune toate computerele și nu mai pot lua legătura cu Luke, așa că singura șansă de a afla ce s-a întâmplat și de a încerca să-l ajute pe Luke este să trimită o misiune Mars One către el. În acel moment, Phil își dă seama că satelitul de cercetare Saturn trece pe orbita lui Marte și poate fi reprogramat pentru a fi folosit. Comandantul Ray atrage atenția că o lansare nu este posibilă decât peste 8 luni, iar Jim dezvăluie că are un plan. A făcut deja calculele și și-a dat seama că pot zbura mai repede, reducând încărcătura navei și luând mai mult combustibil. Ray nu crede că este o idee bună, dar Jay dovedește că va funcționa, deoarece el a fost cel care a elaborat planul de evacuare pentru misiunea de pe Marte, iar când este susținut de Woody, Ray le dă permisiunea de a continua. După aceea, Woody și Ray discută cine se va alătura echipei. Woody vrea ca Jim să fie copilotul, dar Ray se opune pentru că Jim nu a fost autorizat să zboare, de când nu a făcut cele câteva teste psihologice după ce și-a pierdut soția. Cu toate acestea, Woody insistă până când Ray aprobă. Mars 2 decolează fără probleme, așa cum a promis Jim, și săptămânile trec până când călătoresc de 174 de zile. Din plictiseală, Phil face un model din bomboane cu ADN-ul femeii sale ideale, pe care Jim îl strică mâncând o parte din el. Acum Phil crede că trebuie să fie ADN-ul unei broaște. În acel moment, Woody observă pe ecran o furtună de praf care se îndreaptă direct spre tabăra expediției Mars One, așa că îi spune lui Jim că va trebui să accelereze pentru a avansa față de program, altfel furtuna va acoperi întreaga planetă timp de un an întreg. Când în sfârșit sosesc datele de la satelit, ei descoperă că nava Mars One este intactă, iar în zonă există trei morminte, ceea ce înseamnă că Luke ar putea fi încă în viață. În timp ce scanează locul pentru a verifica nivelul de radiații, văd o interferență ciudată pe ecran, iar Woody observă că cutremurul care a avut loc acum 6 luni nu ar fi putut cauza acest lucru. Cu toate acestea, Jim este sigur că nu a fost un cutremur. Câteva momente mai târziu, Ray le dă permisiunea de a ateriza, dar mai întâi Jim își ia un moment pentru a-și aminti de soția sa, vizionând videoclipuri vechi. Aterizarea pe Marte fusese de fapt visul ei, deoarece era sigură că acolo există ceva insondabil, așa că acum Jim intenționează să obțină acele răspunsuri pe care ea și le dorea. Cu doar o oră înainte ca nava să intre pe orbita lui Marte, astronauții verifică toate sistemele și procedurile. În timp ce Phil introduce datele necesare pe ecran, deodată meteoriții lovesc nava, spărgând geamurile și rănindu-l pe Phil.
De asemenea, ei descoperă o defecțiune la sistemul primar și faptul că presiunea scade din cauza unei găuri în corpul navei. Woody o găsește rapid și o repară în câteva secunde, dar presiunea continuă să scadă, ceea ce înseamnă că există mai multe găuri în navă și că descompunerea completă este la câteva minute distanță. Woody decide să iasă afară, dar într-o navă atât de mare, este aproape imposibil să găsească zona avariată. Dintr-o dată, membrilor echipajului le vine o idee. Deschid un ambalaj cu lichid și lasă substanța să plutească în sus, ieșind imediat din gaură. Presiunea navei devine deja prea scăzută, iar Jim se simte rău până la punctul de a-și pierde cunoștința, dar din fericire Woody repară gaură la timp și presiunea se stabilizează în sfârșit. Woody vrea să inspecteze întreaga carcasă, în caz că mai există zgârieturi, dar în acest moment, nava este gata să intre pe orbită, așa că Woody trebuie să se grăbească să se întoarcă. Ulterior, Phil pornește motorul și pornește injecția de combustibil, dar din păcate, Woody avusese dreptate. Există o altă breșă în conducta de combustibil a motorului și o parte din combustibil se scurge în spațiu. Neștiind încă de problemă, echipa începe numărătoarea inversă, iar Phil se pregătește să apese butonul de pornire. Când motorul pornește, combustibilul se aprinde și avariază nava, făcând ca sistemele să nu mai răspundă la comenzi și motorul să nu mai poată fi oprit. Acum, nava începe să cadă în atmosferă, ceea ce înseamnă că va arde în 3 minute. În timp ce intră în panică, echipajul descoperă că modulul de aprovizionare, lăsat pe orbită de Mars One, se află la doar un kilometru distanță, așa că se echipează și iese pentru a încerca să ajungă la el. Când ies afară, echipajul descoperă că modulul de aprovizionare nu se află acolo unde au crezut că ar trebui să fie, deoarece se deplasează prea repede, așa că Woody decide să-și folosească racheta pentru a zbura spre modul și atașa o ancoră de el. Cu toate acestea, combustibilul se termină rapid și Woody este nevoit să treacă la modul de zbor autonom, renunțând la propulsie. El se apropie de modul cu viteză mare, dar nici nu se poate opri, ceea ce face ca în cele din urmă să lovească modulul. Cel puțin reușește să fixeze frânghia de ancorare, însă nu reușește să se agațe și zboară pe lângă el, continuând să cadă pe Marte. Sistemul autonom se oprește, iar acum nu mai are cum să schimbe cursul de zbor. Ceilalți vor imediat să zboare după el, iar Woody oprește, deoarece jetpack-urile nu au suficientă putere pentru a zbura până acolo și înapoi. În continuare, restul echipajului reușește să pună piciorul în modulă. Terry este atât de disperată să-l salveze pe soțul ei, încât își deconectează cablul de legătură, ignorându-l pe Woody, când acesta încearcă să o convingă să renunțe. Ea își lansează harponul, iar Woody se întinde, dar din păcate este deja prea departe, iar cablul este scurt de o jumătate de metru. Terry este pe punctul de a zbura un pic mai aproape și de a încerca din nou, dar Woody știe că dacă face asta, nu se va mai putea întoarce, așa că îi spune că o iubește înainte de a scoate casca, murind instantaneu. Terry este în pragul unei crize de nervi, dar Jim o ajută să se calmeze. În acel moment, stația spațială nu mai primește semnale de pe Mars 2, iar personalul crede că echipajul nu a supraviețuit. Dar brusc, primesc date că modulul de aprovizionare aflat pe orbită ateriza pe Marte, iar ei își dă seama că numai Jim este capabil de asta. Câteva momente mai târziu, echipajul a rămas ajunge în sfârșit pe Marte. După ce recuperează steagul al echipei anterioare, ei pleacă în căutare primei nave de expediție, luând cu ei noi plăci de bază pe care să le instaleze în locul celor arse. Găsesc rapid nava și încep să o exploreze în căutare de indicii. Jim intră în seră și observă că cineva a fost aici în tot acest timp, pentru că toate instrumentele sunt pornite, iar plantele sunt vii. Dintr-o dată, este atacat de cineva din spatele lui, se dovedește a fi Luke, crezând că Jim este doar o halucinație și vrea să scape de el. Jim îl face să-și revină, vorbindu-i despre familia sa și povestindu-i amintiri vechi care îl ajute pe Luke să se calmeze. După ce își revine, Luke plânge de fericire când își dă seama că prietenii lui sunt aici pentru a-l salva, dar atmosfera devine ciudată când aceștia îi spun despre Woody. Apoi echipa îl întreabă pe Luke ce s-a întâmplat, dar el repetă doar că ceva a izbucnit în vârful muntelui și a ucis pe toți. El crede că a supraviețuit cu motiv, aproape ca și cum ar fi fost ales, iar acum el este cel care trebuie să rezolve misterul. După aceea, Luke îi duce să vadă mormintele. În acel moment, Jim observă în depărtare o furtună uriașă care este pe care se acopere întreaga planetă, iar Luke explică faptul că aceasta este aici de mult timp și că provine de la muntele misterios. Astronauții nu au de ales decât să se întoarcă pe navă, iar Luke încearcă să le explice misterul pe care trebuie să-l rezolve. Deoarece au trecut milioane de ani, timp în care au avut loc căderi de meteoriți, furtuni de nisip și curgeri de lavă, suprafața planetei s-a schimbat, iar ei pur și simplu nu au putut să o vadă. Luke pornește computerul și le arată muntele în formă de chip, în timp ce pornește sunetul pe care l-a auzit prima dată, pe care îl consideră a fi cheia din spatele acestui lucru. În timp ce așteaptă să fie salvat, Luke își dă seama că sunetele ciudate sunt un set de simboluri matematice care se repetă și corelează grupurile de sunete cu un sistem de coordonate, ceea ce dezvoltă un model de ADN. El crede că este vorba de un portret al creaturii care a creat chipul și care nu este chiar uman, deoarece modelul îi lipsește ultima pereche de cromozomi. Cu toate acestea, ei încă nu înțeleg ce înseamnă acest lucru. După aceea, echipa sortează proviziile, iar Jim varsă din greșeală bomboane
ADN-le lui Phil, ceea ce amintește de modul în care s-au prostit cu modelul de ADN. Asta îl face să realizeze că sunetele pe care le scoate fața și modelul de ADN care este derivat din sunete nu este un portret, ci un test, iar fața așteaptă un răspuns la o întrebare. Astronauții din prima misiune au eșuat pentru că nu au pus perechea de cromozom lipsă pentru a dovedi că sunt oameni. În schimb au indicat radarul și acesta a fost interpretat ca fiind un răspuns greșit, așa că fața a devenit defensivă. Acum depinde de ei să găsească răspunsul corect, așa că Jim se oferă să afle ce tonuri corespund cromozomilor lipsă. El vrea să înregistreze sunetul, dar Phil și Terry au îndoieli pentru că dacă fac o greșeală, vor muri ca și primul echipaj. Jim îi face însă să se răzgândească, spunând că dacă pleacă fără să afle, înseamnă că prietenii lor și-au pierdut viața pentru nimic. Cel puțin Luke vine cu o idee, vor sta departe de față, iar sunetele vor fi trimise împreună cu camera telecomandată. Echipa se deplasează pe munte și redă sursa de sunet cât mai aproape de fața marțiană. Odată ce sunetul se termină, ei sunt șocați să vadă cum apare o intrare în față, din care iese o lumină albă orbitoare. Astronauții presupun că este un fel de invitație, așa că Jim, Terry și Luke merg la față, în timp ce Phil rămâne pe navă cu ordinul de a pleca la ora stabilită, chiar dacă nu se mai întorc. Când astronauții intră în camera cu pereții albi, intrarea se închide în urma lor, iar comunicarea cu Phil este întreruptă, ceea ce înseamnă că sunt prinși în capcană. Observând ceva pe mănușa sa, Jim și-o dă jos și confirmă că aici există o atmosferă asemănătoare cu cea de pe Pământ, așa că își dau jos căștile, surprinși că se poate respira. Dintr-o dată, ceva se deschide în spatele lor, iar echipa intră și descoperă o cameră întunecată cu o proiecție uriașă tridimensională a sistemului solar. În curând apare holograma unui marțian care le dezvolă secretul originii vieții pe Pământ. În trecutul îndepărtat, Marte era la fel ca Pământul, dar un asteroid a lovit planeta și a distrus întregul ecosistem. Marțianii au plecat într-o altă galaxie, dar o navă a fost trimisă pe Pământ cu ADN-ul lor marțian, care a evoluat pentru a forma viața pe planeta noastră. Acest lucru înseamnă că marțienii au fost cei care au dat viața întregii omeniri. După ce termină de vizionat povestea, Jim, Luke, Terry și holograma marțiană se țin de mână în jurul unei proiecții a Pământului, care dispare brusc și în locul ei apare un cerc alb, înainte ca marțianul să dispară și el. În acel moment, comunicarea cu Phil este restabilită, iar acesta raportează că furtuna se intensifică, astfel încât ar putea în curând să copleșească nava. Echipa își dă seama că o navă va zbura și ea de pe față și că numărătoarea inversă a început deja, așa că trebuie să se grăbească. Terry și Luke se duc spre ieșire, dar Jim refuză să plece. Totul este cu adevărat o invitație, așa că el va continua să exploreze spațiul, nava marțiană, așa cum și-ar fi dorit soția sa. Luke și Terry respectă decizia și își iau un ultim rămas bun de la el, înainte de a se duce afară, unde furtuna este pe cale să le cuprindă nava și blochează din nou comunicațiile. Phil se simte frustrat și așteaptă cât mai mult timp, dar când nu primește niciun răspuns de la prietenii săi, se pregătește să decoleze. Cu toate acestea, Luke și Terry reușesc să traverseze furtuna și ajung la navă în ultima secundă, iar trioul reușește să plece. Între timp, Jim intră în cercul alb și se află într-o capsulă transparentă care se ridică extrem de repede în nava marțiană. Nu se poate abține să nu intre în panică atunci când capsula începe să se umple cu apă, dar curând își dă seama că poate respira acolo. În acel moment, toate cele mai bune momente din viața lui îi trec prin fața ochilor, lăsându-l incredibil de fericit și pregătit pentru această nouă călătorie. Apoi, întreaga față marțiană se transformă într-un stâlp de foc, prin care se ridică nava care îl transportă pe Jim, ducându-l în infinit și dincolo de el. Acest lucru este văzut de restul echipajului de pe nava lor, care urează toate cele bune lui Jim. Dacă acest video v-a plăcut, lăsați un like și abonați-vă. Mulțumesc pentru vizionare!